V-ați întrebat vreodată de ce facem riduri? De ce, pe măsură ce îmbătrânești, pielea își pierde elasticitatea, articulațiile nu mai sunt la fel de flexibile, genunchii încep să doară? Se spune că așa e la bătrânețe, dar de fapt toate acestea se întâmplă pentru că scade producția unei anumite substanțe din corp. O scădere pe care, din fericire, o putem compensa prin alimentație și suplimentare corectă. Hai să vedem cum. Există o proteină pe care ficatul nostru o produce în mod natural. O proteină fibroasă ce oferă structură pielii, oaselor, mușchilor și multor altor țesuturi. O proteină esențială pentru rezistența și elasticitatea acestora, însă pe care, pe măsură ce îmbătrânim, o producem într-o cantitate din ce în ce mai mică. Este vorba de colagen, liantul care ține totul în loc în corpul nostru. Iar astăzi o să descoperim cum putem compensa pierderea naturală de colagen cauzată de vârstă prin alimentație și mai ales prin suplimentare corectă. Sunt dr. Mircea Munteanu și pe lângă medicină am trei mari pasiuni: sportul, gătitul și nutriție. Pentru că îmi place mâncarea bună care hrănește corpul, satisface poftele și ne ține în cea mai bună formă. Hai să lămurim în primul rând misterul tipurilor de colagen. În organismul uman au fost identificate 28 de tipuri de colagen, însă majoritatea funcțiilor sunt susținute de primele 5 tipuri. Tipul 1, acest tip reprezintă 90% din colagenul corpului. Tipul 1 este dens, este folosit pentru a oferi structură pielii, oaselor, tendoanelor și ligamentelor. Colagenul de tip 2 se găsește în cartilajul elastic, care oferă suportul articular. Colagenul de tip 3 se găsește în mușchi, artere și organe. Colagenul de tip 4 se găsește în anumite straturi ale pielii, iar colagenul de tip 5 în cornee, în păr, dar și în alte țesuturi. De aceea, atunci când alegem un supliment de colagen, în primul rând trebuie să identificăm nevoia. Vi s-a întâmplat vreodată să rămâneți în fața rafturilor din farmacie, pierduți în fața zecilor de suplimente de colagen disponibile? E de înțeles. Pe ambalaj o să vedeți și componența produsului. Majoritatea suplimentelor de colagen comerciale conțin o combinație de colagen de tip 1 și 3. O combinație foarte bună pentru sănătatea generală și pentru beneficiile estetice, și anume pentru păr și piele. Însă atenție, dacă aveți nevoie de suport pentru articulații, în special pentru doamnele aflate la menopauză, este important să căutați suplimente care conțin colagen de tip 2. Sunt curios, voi cum vă alegeți suplimentul de colagen până acum? Vă uitați pe etichetă, la componență sau doar la beneficii? Scrieți-mi în comentarii dacă ați învățat ceva nou azi sau nu. Însă, pe lângă tipul de colagen, când analizăm un supliment, mai vrem să știm un lucru. De unde vine? Nu din ce țară, ci din ce sursă animală. Pentru că e bine să știți că nu există colagen vegan. Atunci când vedeți scris pe un supliment colagen vegan, el nu conține de fapt colagen, ci diversi aminoacizi care stimulează producția de colagen în organism. Colagenul real sub formă de supliment vine din două surse. Din pește, colagenul marin, și din vită, colagenul bovin. Am mulți pacienți care mă întreabă care este mai bun, iar răspunsul e: depinde. Sunt diferențe esențiale între acestea pe care e bine să le cunoașteți înainte să cumpărați ceva. Colagenul marin este în cea mai mare parte colagen de tip 1 și este foarte bun pentru sănătatea pielii și a părului. Colagenul bovin, în schimb, conține o cantitate mai mare de colagen de tip 2, așa că dacă ne interesează în principal să alimentăm mușchii și articulațiile cu colagen, este o variantă de preferat. În plus, are efecte pozitive asupra sănătății intestinale. Și da, colagenul putem lua și din mâncare. Printre alimentele bogate în colagen se numără carnea slabă, mai ales puiul, și aici amintim cartilajele din capătul oaselor, peștele, gelatina și celebra supă de oase cu multiple beneficii pentru sănătate. Dar realitatea este că, mai ales după 40 de ani, alimentația nu este suficientă. Ca să vedem beneficii: piele mai fină, riduri estompate, cartilaje și oase mai puternice, genunchi care nu mai scârție, avem nevoie de peste 10 grame zilnic, timp de minim 3 luni. Ca să consumăm cantitatea asta de mâncare, ar trebui probabil să mâncăm de 10 ori mai multe calorii, ceea ce e aproape imposibil. De aceea recomand colagenul ca supliment zilnic de bază pentru toți pacienții mei aflați în programe de slăbire. Iar rezultatele depind de la persoană la persoană. Unii pacienți au început să vadă schimbări după câteva săptămâni, la unii au durat aproape un an sau chiar mai mult. Să nu uităm că nu este suficient doar să luăm colagen ca să vedem o schimbare. Colagenul nu este un medicament și nu acoperă găurile pe care le lasă un stil de viață nesănătos. Repetă după mine, colagenul nu este un medicament. Degeaba suplimentezi dacă nu dormi bine, nu ieși la soare și nu faci mișcare în fiecare zi. În special când ajungi la o vârstă la care cresc riscurile de osteoporoză sau de coxartroză. Din punctul meu de vedere, suplimentarea cu colagen este importantă ca să ne pună organismul într-o stare suficient de bună și de mobilă, încât să facem mișcare, să ne construim mușchii, iar aceștia la rândul lor ne vor proteja de afecțiunile bătrâneții. Dacă ai ajuns până aici și acest video ți se pare util, trimite-l și unui prieten căruia i-ar fi de folos. Însă povestea nu s-a terminat. E posibil să respecti aceste recomandări și să suplimentezi cu colagen și totuși să nu vezi beneficiile. Asta pentru că mai există un element foarte important care de multe ori ne scapă:
nu ajunge să mănânci colagenul, indiferent de ce sursă. Ca să aibă efect, trebuie să-l metabolizezi. De exemplu, multă lume nu știe că o deficiență de vitamina C împiedică sinteza corectă a colagenului. Un alt lucru mai puțin cunoscut este că efectul colagenului depinde și de alimentația noastră. Cum spuneam la început, colagenul este o proteină și ca orice altă proteină sintetizată de corpul nostru, are nevoie de aminoacizi, preponderent de glicină, prolină și hidroxiprolină. Deci, suplimentăm, dar nu uităm să introducem o varietate de proteine animale și vegetale în dietă. Carnea de pui este foarte bună în acest sens, la fel și ouăle. Pentru vegetarieni, suplimentarea cu colagen este practic obligatorie. Cum luăm colagenul? Eu recomand o variantă de colagen pudră, cum ar fi aceasta, fără gust sau fără îndulcitori, adăugat în diverse lichide, cum ar fi ceai, limonadă sau pur și simplu într-un pahar cu apă. Și un secret, dacă îți pui colagen în cafea, practic îl arunci pe geam. Cofeina inhibă sinteza și absorpția de colagen. Colagenul lichid, cum ar fi de exemplu acesta, cu arome, poate fi mai bun la gust, dar nu are un alt avantaj față de colagenul pudră. Când îl luăm? Aici puteți fi strategici. În sensul că, în diverse momente ale zilei, colagenul ne ajută în moduri diferite. De exemplu, dimineața pe stomacul gol, într-un pahar cu apă, ajută sănătatea digestivă și poate reduce senzația de balonare. Aminoacizii din colagen îmbunătățesc starea intestinală. Luat seara, cu 2 ore înainte de culcare, colagenul poate să crească calitatea somnului. Aici intervine glicina din compoziția colagenului amintit anterior. Dar cel mai important ca să simțiți beneficiile nu este momentul zilei, ci să creați un obicei pe termen lung. Luați colagenul care vi se potrivește zilnic, mâncați diversificat și cât mai natural. Nu uitați de proteine și faceți mișcare în mod regulat. Dar mai ales, nu așteptați minuni peste noapte. Schimbările vin cu pași mici, dar vă promit că, urmând aceste sfaturi, într-o zi o să vă treziți, o să vă uitați în oglindă și o să vedeți un om mai tânăr, mai energic și mai încrezător. Numai bine!